Domnule președinte, stimați colegi, declarația mea politică de astăzi se numește PSD a devenit groparul infrastructurii rutiere românești. Nu mai este niciun secret pentru nimeni că de la instalarea lui Victor Ponta în fruntea guvernului și până în prezent, singurele realizări palpabile ale PSD în materie de infrastructură rutieră au fost doar pe hârtie, adică numeroase studii și rapoarte plătite cu bani grei de la buget, din care au avut de câștigat doar firmele de partid. În rest, o autostradă dărâmată care a necesitat un an de reparații și cu toate acestea încă fuge la vale. Numeroase întârzieri și bâlbe care au generat pierderi materiale și umane imense, toate cauzate de incapacitatea guvernului PSD de a construi o rețea de drumuri adaptată la necesitățile anului 2018 într-o țară europeană. În fiecare zi avem o monstră din incompetența și cinismul PSD. Reînscăunarea lui Narcis Neagă în fruntea companiei de drumuri, un personaj catalogat de către cea mai activă voce a societății civile din domeniul infrastructurii, drept omul cu activitatea cea mai nocivă pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din România în ultimii ani, continuă să producă efecte negative. După întârzierile de 2 ani și 4 luni în deschiderea loturilor 3 și 4 ale autostrăzii Sebeș-Turda, zilele acestea am fost martorii unei noi bâlbe penibile ale șefilor de la drumuri. Un tronson din autostrada Sibiu-Deva a fost declarat închis în vederea realizării de lucrări, dar s-a circulat în continuare pe el pentru ca ulterior cei de la CNAIR să se răzgândească și să amâne lucrările cu încă o lună deocamdată. Cea mai mare minciună pe care PSD le-a servit-o românilor în ultimele zile este însă mult așteptată autostradă Ploiești-Brașov. Deja se spune cât va fi taxa de circulație pentru această autostradă și deja se avansează tot felul de termene fanteziste pentru darea în folosință. Ceea ce nu se spune însă este că această autostradă, în forma propusă de PSD, va fi o mega afacere de partid. Deși putea să facă această autostradă cu bani europeni aproape gratis, PSD a ales cea mai scumpă variantă posibilă, calculând probabil doar procentul care va reveni din șpăgi. PSD a scos de la naftalină un proiect vechi de pe vremea unui domn care între timp a ajuns la pușcărie, domnul ministru marilor proiecte Dan Șova, l-a recolorat pe niște bani dați repede de la buget și a propus soluția unui parteneriat public-privat în care va plăti doar statul și cetățenii. Și mai grav este că autostrada va fi un adevărat dezastru ecologic și urbanistic, traseul acesteia fiind proiectat exact pe firul râului Prahova, prin centrul stațiunilor de pe Valea Prahovei. O soluție, cum în ziua de astăzi, nu mai vezi nici în țările africane, dar care se va dovedi foarte bănoasă pentru băieții grei din PSD. Pentru punerea ei în practică va fi nevoie să fie expropiate terenul și clădiri într-o zonă turistică, iar aceasta nu înseamnă nimic altceva decât mulți bani care vin la partid. Fiind bani pentru partid, vestea bună este că de data aceasta se vor plăti despăgubirile. Nu se va întâmpla ca în județul Alba, unde deja se circulă pe autostradă, iar oamenii nu și-au văzut banii pe proprietățile expropiate cu ani în urmă. Vă mulțumesc, deputat PNL de Alba, Sonin Ioan Bumb.